Eu mă numesc Violeta Georgia, sunt din satul Boșcana, raionul Criuleni și împreună cu soțul meu dezvoltăm o afacere foarte frumoasă. Activitatea în agricultură am început-o în anul 2014. Inițial am cultivat legume, dar treptat am trecut la cultura florilor. Cred că la baza acestei afaceri stă dragostea mea față de flori, fiindcă pentru prima dată primele flori le-am semănat pentru a decora o gradă casei. Acum, anual, cultivăm 10.000 de flori. Florile vindem aici pe loc, așteptăm cumpărătorii să vină la noi, să-și ia lădiță și să-și aleagă florile preferate. Am fost încântată de vizita doamnei președinte în seara noastră de flori. Dumnezeu ne-a încurajat să aplicăm pentru granturi, fiindcă dezvoltând afacerea noastră, noi contribuim și la dezvoltarea țării și ne dorim foarte mult ca cât mai curând Republica Moldova să se integreze în marea familie europeană.